și salutare lumea, aici Robin Dazor și bine v-am regăsit la nou episod de Samp și ultimul episod cu numele acesta, deoarece îmi voi schimba numele la canal. Numele este surpriză. Dar acest videoclip este puțin mai special deoarece îl avem alături de noi pe Vengador. Hai, noroc și bine v-am găsit la un nou episod. Bun. Nu mai spune continuarea. Nu mai spune continuarea, frate, ok. În acest episod îi vom lua un interviu lui Vengador. De ce voi lua un interviu? Deoarece n-am ce face și trebuie să mă promovez pe spatele cuiva, nu? Păi da. Normal, normal, ori facem abonați, ori nu, ori câștigăm 100 de euro din YouTube, ori nu mai câștigăm. Păi pentru asta am și chemat, să facem amândoi bani, împărțim banii. Da, 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 că câștigăm prea mult și da, că decât să-i ținem numai unul, că nu putem să-i cheltim într-o viață de asta. Numai o viață avem, nu? Da, da, da. Să profităm de ea. Bun, fără alte adăugiri, haideți să începem, stai să anunțăm. Deci, zice salit, slash k și slash ak. Hai că am zis eu acolo, să nu, să fiu pe vibe. Oh my god, am un spam pe slash k și... Oh, e clar. Bun, hai să începem. Deci, cum te cheamă în viața reală și câți ani ai? Bă, mă numesc Sandu Claudiu și Iulian, dar foarte puțină lume știe că mă cheamă și Iulian, chiar și prieteni din realitate, foarte puțin. Locuiesc în orașul Pașcani, județul Iași și am vârsta de 17 ani. Bun, și ce părere ai tu, ce părere ai tu despre Pașcani? E un oraș fain? Este un oraș, după părerea mea, stai așa că mă spamează ăștia în joc, mane îmi dai kid la o mașină. Bun, orașul este unul destul de frumos, doar că are cam puține obiective, așa să spun, și puține supermarketuri, chestii din la care puteai să te duci seara și să ieși, știi, restaurante chiar nu are și... Da, e destul de ok, așa, mare parte. Nu e o agitație foarte mare, chiar dacă ești seara, nu e nimeni aproape. Și rest este, da, ca orice oraș. Acum știți cum e treaba, mai puțin de la noi, mai mult de la Dumnezeu. E bun, frate, e fain. Ce muzică asculti tu în timpul liber? Ce gen de muzică îți place și dacă vrei să-mi spui, ce artist îți place? Sau trupă? Bă, ascult, în mare parte ascult... Puia, ce mă dau acum că ascult manele toată ziua. Un artist preferat, nu știu, Romeo Fantastic sau Casanova. Da, am auzit de ei. Bun, ce gen de filme îți place să vizualizezi sau ce film îți place cel mai mult? Bă, de obicei nu prea vizionez filme, vizionez foarte, foarte des filme, mă uit foarte mult pe YouTube, sunt un urmăritor pe YouTube înrăit, să spun așa. Și, adică, nu prea mă uit la filme, deoarece mai mult timp îl petrec pe joc și pe afară, chiar seara, dacă mă uit puțin la televizor și în rest să... Bye bye, nu știu, mă mai uit așa la filme, cel mai mult mă uit la Fast and Furious, dacă e la televizor și mai ales așa... jocul și chestii sau Mr. Ben, chestii de astea care sunt mai populare. În rest nu mă interesează așa, îmi scriu fanii pe Facebook, mă spamează aici, n-auziți voi. Bun, și în timpul liber, ce hobby practici? Bă, am practicat înainte dansul sportiv timp de 9 ani, dacă nu mă înșel, da? Mai în timpul liber mă ocup și cu fotografiile, dacă pot să spun așa. Cu mersul pe... Cu pe josul, mai multe chestii, alergări, nu știu acum să zic așa. Mai joc și tenis, uneori tenis de masă, mă pricep destul de bine. Biliard, prieteni, ieșiri, toate alea la pachet. Bun, ce sport practici? Bă, momentan... Practic fotbalul, pentru că sunt la liceul sportiv, da, am uitat să zic asta la hobby. Și, da, fotbalul este un sport destul de frumos și popular acum în zilele noastre, da. Și ai vreo persoană iubită? Dacă da, poți să-i spui și numele? Păi, sincer, nu,
Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar nu am. Deci măcar mâna dreaptă sau mâna stângă? Băi, astea sunt chestii care nu se dau din casă, dacă știi ce zic. Tocmai de asta mă feresc și eu pe videoclipurile mele de aceste subiecte. Asta e adevărat, frate. Bun, hai să trecem la întrebările din viața virtuală. Când te-ai apucat de Bizon, dar de RPG3? M-am apucat de Bizon undeva prin 2010, am niște conturi pe RPG1 create prin 2010. M-a chemat unul și mi-a spus că dacă vin la nivel 25, vorbește el cu Bobo, că îi dă un telefon și îmi dă admin la nivel 25. Eram un noob pe atunci, habar nu aveam, m-am apucat de... S-am intrat pe server, habar nu aveam nimic. Așa mai serios, de prin 2000, m-a lăsat, m-am apucat de comunitate de stand, m-am apucat înapoi prin 2014, așa mai serios, și de atunci i-am dat acolo talpă ca lumea. Bun, și de ce ai rămas pe această comunitate și nu te-ai apucat de comunitatea rivală? Bă, am jucat puțin și pe rivală, dar aveam foarte mulți prieteni aici. M-au chemat, de fapt m-a chemat Bogdan, pe atunci jucam pe o comunitate de stand. Și m-a chemat un prieten Bogdan, el era în Nokia, bine, acum nu mai este el. Dar a rămas pentru că m-a ajutat, mi-a dat acolo un PCG, de fapt mi-a dat bani să-mi cumpăr un PCG. Am început cu foarte multe conturi, adică nu am plecat de la zero, să spun așa, dacă înțelegeți. Am avut mereu câte o plecare și, nu știu, cam niciodată n-am luat-o de la zero, să zic așa, sau uneori așa să spun, dar rest nu prea am fost eu. M-a convins să rămână sistemele, nu știu, mi-a plăcut că sunt serioși și nu era ca pe serverul de unde veneam, era ceva totul nou, vă dați seama că acum, na. Și încă o întrebare, crezi că YouTube-ul te avantajează sau te dezavantajează în viața virtuală, cel puțin pe SAMP? YouTube-ul, dacă nu, în primul rând trebuie să ai foarte mare putere să faci YouTube, pentru că în fiecare zi găsești că... Deci mulți spun, o, Vengadoare, te apreciez, o, Vengadoare, ești YouTuberul meu preferat. Și, nu știu, chestiile alea te ajută, îți crește stima, știi? Dar, nu știu, vine câte unul, așa, câteodată se mai trezește unul să facă, și, nu știu, parcă te doare mai tare decât, nu știu, așa, te dezavantajează, te descurajează, nu dezavantajează, te descurajează total, așa, dar nu știu, dacă ai putere, reziști, dacă nu, și bune, într-unele cazuri te dezavantajează YouTube-ul pentru că filmezi și, nu știu, poți să faci prostii pe video, chestii, știi, și ești pe mâna ta, într-un fel, așa să spun. Și, na, acum și te avantajează pentru că te știe lumea, na, nu-ți dai seama. E bun. Încă o întrebare foarte faină de pe... Bun, fraților, am revenit, am avut o scurtă problemă. Deci se pare că îmi filmez cu frapsul și ieși din SAMP din greșeală, nu te să dai restart la SAMP și totodată să dai restart și la fraps. Dar haideți să continuăm cu întrebările. Am avut o întrebare pentru tine, Vengadoare, deci ce părere ai tu despre stafful de pe RPG3? Bă, stafful în mare parte este ok. Mulți admini au fost scoși din funcție, au fost au lăsat stii pentru că erau conștienți că nu fac față. Și în momentul de față au rămas cam cei activi, nu știu dacă mai sunt din cei inactivi, pentru că o să se facă o statistică zilele astea cu banurile și activitatea înainte de wipe-ul la banuri. Și au băieții salvat SS-urile și na. Nu știu, probabil o să se mai reducă din ei sau din helper sau din, nu știu. Vă dați seama, o să, oricum, Kelton nu vă da, nu credeți că n-are grijă. El are grijă de toată lumea, că mai devreme, că mai târziu o să fie timpul. Na. Și treaba de admin pe care ți-o faci tu este greu de făcut treaba asta sau te ajută pe tine? Adică primești bani, am auzit, că primești un salariu și asta cred că te ajută pe tine, dar tu faci Momentan, treaba asta din plăcere sau faci pentru bani? nu primesc nimic la admin 1, Nu? ca să știi și lumea așa, nu, la admin 1 nu primești nimic. Înțeles? Să știi că, da, nu primești nimic de la admin 2, cum a zis și Swift. Bun, treaba este că dacă îți place să faci chestia asta,
O faci din plăcere, dacă nu-ți place și ai primit o funcție și eu că așa și așa, nu este ok, pentru că nu o să fii activ, nu o să socializezi cu persoanele, sau dacă începi să-ți iei arfe și nu răspunzi la mesaje și chestii de astea care nu e normal să le facă, chiar dacă îți iei o funcție, nu ești tu acum nu știu cine și trebuie să vorbești cu toți, îți dai seama, nu trebuie să faci diferența care are nivel 3 și unul are nivel 10 și răspund la ăla cu nivel 10. Nu. Trebuie să răspund la fiecare în parte, pentru că odată poate o să ai și tu nevoie de ei, poate, na, vă dați seama și se simt și ei bine că le răspund, să nu, că oricare dintre noi, dacă când ne-am apucat noi de SAM și aveam nivel 2, 3 și înainte când întrebam un admin ceva și ne răspundea, de nu ne lăudam la toți prietenii când ne-a răspuns și vorbește cu noi. Asta e adevărat și mie mi s-a întâmplat când m-am apucat de server. Deci, nu știu dacă ți-am spus ție, dar când m-am apucat de server, mi-am luat așa. Unul mi-a cerut niște bani, i-am dat, crezând că mi-i dă înapoi, după care nu știu, mi-a dat un pumn și-o dat slișcu, evident, eram nab și dădeam bani la lume. După care am chemat un taximetrist care el făcea abuz. Și i-am spus să mă duc la jobul tracker, cum eram pe atunci, toată lumea la tracker. Și m-au dus în pădure și cam asta au fost peripeția mea și naia, m-am și lăsat după, deoarece am văzut că lumea nu este prea respectoasă, am zis să reintru pe server și atunci am văzut că sunt niște oameni minunați pe această comunitate. Bună, frate, ai voie tu așa să filmezi, tu fiind un YouTuber foarte specializat, nu, frate? Da, un YouTuber de mare calitate. Un YouTuber de elită. Ai voie să filmezi ceea ce faci tu ca admin sau tu filmezi numai plimbându-te sau făcând raport? Am voie să filmez ce fac eu ca admin, doar să nu fac live în timpul war-urilor, să nu se vadă informații gen dacă un admin mai mare ceartă pe cineva pe Slash-a, cum a fost acum câteva episoade de a văzut de îi zicea ceva Cobo, dar am avut aprobarea lui. Să nu se vadă, știi, când spune că stai că-l postezi pe Slack. Vă dați seama, pentru că acel jucător automat o să-și dea bunurile pe alt cont. Și eu automat când văd că sau filmez la war-uri chestii, mă dau mesajele confidențiale, le ascund ca să nu fie probleme, pentru că se mai trește unul ăsta, e că îl postez pe ăsta pe Slack și ăla vede și dă bunuri pe alt cont și ești paparinos, vă dați seama, da. Ce părere ai despre noul sistem de anti-cheat? Anticitul este ok, chiar dacă unele coduri am impresia că încă mai funcționează și nu știu, acum băieții încearcă să facă tot posibilul să fac tot posibilul să nu mai funcționeze niciun cost și să ne ușureze și nouă munca. Și nu e ușor nici pentru ei, pentru că e destul de greu dacă vă dați seama ăștia de la CSGO nu reușesc să facă ceva în privința codaților. Vă dați seama că este destul de greu să facă, na, aia fiind și foarte mulți, nu. Acum este un sistem destul de bun, ei se chinuie să facă ceva și asta e important, că nu stau degeaba oamenii. Dar despre noul sistem de emisiuni, ce părere ai despre el? Că cam acest sistem de emisiuni a explodat serverul. Sistemele de misiuni, nu știu, mi se pare că dacă am puțin bani la ele, dar în mare parte sunt ok, adică mai ai ce face în plus pe server față de alte dăți, când nu prea mai aveai ce face, știi, și automat ieșeai pe server pentru că nu mai aveai ce face, efectiv. Acum, na, zici că mai ai misiune, asta te duci la misiune. Am văzut că au pus și task-uri, aș vrea să pună task-uri în permanență să fie. Și, na, acum, cum o vrea Dumnezeu. Bun, dar ce părere ai despre fenomenul ăsta care a luat amploare pe Bizon? Despre Tampa, ce părere ai tu despre mașina asta? Sincer să spun despre Tampa asta, nu știu dacă îmi știi părerea sau m-ai întrebat anumit, dar eu nu suport chestiile astea cu Tampa, cu adică, nu știu,
ce să spun acum, dar nu știu care e gluma. Este o mașină care pur și simplu este făcută să fie ieftină și care este făcută să fie cam cea mai proastă din joc, așa la aspect și la nu știu. Fie pentru că fiecare joc are câte o mașină de asta, și GTA 5, și GTA 4, și GTA 3, și GTA 2. Nu știu, de multe ori am văzut pe Slash AK, pe Slash K, glume de tampa, tampa, nu știu, am încercat să le ignor. Da, acum nu am făcut niciodată glume de astea, am văzut că multă lume e de acord cu mine, dar acum, da, fiecare cu glumele lui, da. Bun, și ne apropiem de sfârșitul interviului, mai am încă câteva întrebări pentru tine. Ce părere ai despre mine, exceptând faza în care era să te jur când erai să mă pici la teste în LVPD? Bă, sincer, când te-am luat la testele VPD, te-am luat cu gândul să fiu cât mai corect și dacă e, să te pic. Dar după rușii, aveam o părere nu foarte bună despre tine până să intri în facțiune și mi se părea așa că... Nu știu acum să vă explic așa, dar nu știu, nu aveam o părere chiar extraordinară despre tine. Și am zis că, bă, asta dă testul cu mine, mamă, stai așa, că mă pune într-o situație grea, că nici nu l-am la suflet. Și când am dat testul, mamă, am zis că, stai că pot să-l pic pe ăsta, dar mi-a venit așa deodată Mila, am zis că, bă, stai așa, îl pic, bă, pe ăsta, chiar dacă, nu știu, nu l-am eu la suflet, așa, dar îl pic, că puteam să te pic atunci. Și am zis că, bă, hai să-i mai dau o șansă. Și ai știut, taia și după, au fost ok, te-ai trecut cu 2,25, cred. 2,25. Da. Măcar testul practic l-am trecut curat. Da. M-am uitat acolo, pe de dovezile alea, te-am trecut acolo, repede, că mă juc cam lol, eu eram pe treaba mea atunci. Erai pe treaba ta. I-am vrut să fac și raportul când eram rank 0, dar m-am abținut. Bun, frate, păi... Cam acesta a fost interviul. Dacă v-a plăcut, fraților, nu uitați să apăsați butonul ăla de like, un coment pentru întrebări sau sugestii și un subscribe dacă doriți să fiți la curent cu toate noutățile și pentru videoclipuri noi și share-ți-vă și prietenii voștri. Noi ne vom vedea data viitoare la un nou videoclip. Hai, Da, salut! salut!